Șoferul unui tir și-a forțat norocul astăzi încercând să intre în parcarea unui supermarket din Sighetul Marmației, deși la intrare era un indicator privind limita de înălțime. Tirul a rămas blocat și în plus a fost distrus și vagonul autotrenului. Astfel de incidente sunt frecvente la intrarea în parcarea supermarketului de la ieșire din oraș.